Ok. Deci, Cosmin, zine ce trebuie să facă, de exemplu, un apostol? Care sunt exemple biblice? Dacă mai avem astăzi, am zis deja în prima sesiune că ar mai fi, ok? Dă-ne câteva exemple biblice și ce ar trebui să facă un apostol. Care e funcția lui, practic, într-o biserică? Bun, în primul rând, cumva vreau să punem o bază, cumva, să plecăm de la un aspect destul de important, anume că, așa cum am văzut în Efeseni, toate lucrurile astea, toate darurile, oficiile astea sunt date de Isus. De ce a fost cumva acreditat Isus să dea toate astea? Pentru că dacă citești mai sus, și asta e frumusețea Scripturii, că să nu ciupești versete de aici și de acolo și să-ți faci doctrina ta, pentru că epistolele au fost scrisori. Și atunci când cineva îți scrie o scrisoare, tu nu te duci în miezul scrisorii să vezi un cuvânt sau o propoziție de acolo, ci tu vrei să vezi de la început până la sfârșit povestea care se află în scrisoarea respectivă și ceea ce a intenționat cel care ți-a scris să-ți transmită. Și dacă citești mai sus de versetele 11 pe care noi ne axăm în mod special, chiar de la versetul 7, vezi că dar fiecare din noi a fost harul, i-a fost, ha, din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zis, a suit Iisus, a luat robia roabă și a dat darul oamenilor, și acest s-a suit înseamnă ce înseamnă mai decât că s-a coborât în părțile cele mai de jos ale pământului. Cel ce s-a coborât este cu același cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. Asta pe mine mă face să înțeleg că baza fiecărei funcții se află în Hristos. De ce? Pentru că El a fost Cel care s-a coborât în cele mai de jos părți ale pământului. E vorba de întrupare, de moarte, de îngroparea Lui, de locuirea Lui în Hades, până să meargă la tronul Lui Dumnezeu, să domnească pe tronul Lui Dumnezeu. Da? El s-a dus până în cele mai de jos părți ale pământului. Apoi zice că Hristos urcă în locurile cele mai înalte ale cosmosului, adică acolo unde domnește pe tronul lui Dumnezeu. Care-i scopul? Ca să umple toate lucrurile. Și aici cumva vezi frumusețea armoniei în trupul lui Hristos. Cum să umple toate lucrurile? Pentru că în Hristos avem sursa binecuvântărilor. El care coboară și urcă, coboară în părțile cele mai de jos, urcă în părțile cele mai de sus. Asta îl face pe Hristos să fie certificat ca să ofere daruri, să ofere slujbe, să ofere anumite oficii. Și de ce sunt date oficiile astea? E pentru ca biserica să continue ceea ce Hristos a făcut. Pentru că dacă te uiți la Hristos, la slujirea pe care El o face, El de unul singur, în El au fost încapsulate toate aceste slujbe. Dar frumusețea este că noi suntem trupul lui Hristos și nu suntem trup individual. Adică nu suntem trupuri ale lui Hristos, ci trup al lui Hristos. Adică eu, cu Beni, cu Paul, cu Adriană, cu toți, noi formăm trupul lui Hristos. Și pentru că formăm trupul lui Hristos, noi în unanimitate mergem spre imaginea lui Hristos, spre a-L cunoaște pe El și spre a ne apropia și ne asemăna tot mai mult cu El. De aia Hristos a fost certificat. El a mers până în părțile de jos, până în părțile de sus, ca între părțile de jos și părțile de sus să poată să umple. El o atins limitele cele mai înalte și cele mai joase ale cosmosului și ale pământului, ale subpământului, ca să poată să umple toate aceste lucruri. Ca tot acest gol să poată fi umplut de gloria lui prin faptul că i-a dat pe unii profeți, evangheliști, apostoli, învățători, păstori, ca să ducă sfinții în desăvârșire și în asemănare cu Hristos. Acum o să ne uităm cumva la fiecare dar și o să-l asemănăm cu lucrarea pe care Hristos a făcută, pentru că, așa cum am zis, fiecare slujbă pe care o vedem aici expusă de Apostolul Pavel în Efeseni 4 este o imagine a ceea ce Hristos a făcut aici pe pământ. De exemplu, apostolul este marele apostol al nostru, este cel care a format, practic asta e un apostol, merge un deschizător de drumuri, unul care merge să proclame, unul care merge să aducă mesajul lui Dumnezeu și să deschidă drumurile noi. Dar practic asta a făcut Isus pentru noi. A venit pe pământ, a murit pentru ceea ce noi trebuia să murim, pentru păcatele noastre, și a deschis un drum nou către Sfânta Sfintelor, către prezența lui Dumnezeu, ca să putem să experimentăm ceea ce nu puteam experimenta. Și el, ca apostol, zice: uitați-vă la mine, uitați-vă la imaginea mea. În Evrei 3:1 spune că el este marele preot și apostol. Este cel la care ne uităm la desăvârșirea credinței noastre.
Și el, ca mare preot și apostol, noi cărcăm pe urmele lui. Și de aceea, atunci când ne referim la un apostol, ne referim la, în primul rând, la lucrarea lui Hristos. Adică el, ceea ce a făcut pe pământ, să vindece, să elibereze, să manifeste puterea lui Dumnezeu, a făcut-o și în această ungere a apostolatului. Pentru că dacă te uiți la un apostol, vezi, și e fain imaginea aia cu cele cinci în care, în momentul când se închid toate patru, da, profet, evanghelist, păstor și învățător, apostolul le poate acoperi pe toate pentru că poate îndeplini toate celelalte slujbe. Adică apostolul, dacă, să zic așa, din punct de vedere uman, da, în ochii lui Dumnezeu Dumnezeu nu privește astfel lucrurile, dar dacă o luăm din punct de vedere uman, apostolul poți să zici că este pe cel mai înalt rang al lucrării. Dar Dumnezeu nu privește așa lucrurile, dar doar ca să avem o înțelegere așa că un apostol, dacă te uiți la oameni și zici, bă, dar omul ăsta le face pe toate, dacă are ungere de apostolat, s-ar putea să le poată face pe toate. Pentru că poate în jurul lui nu mai sunt alții, poate în jurul lui încă doar se formează oameni, încă nu sunt la nivelul acela în care e să poată să aducă învățătură profetică, să aducă învățătură evanghelistică, să aducă în învățătură cum să studie Scriptura. Și omul ăsta poate să fie chemat de Dumnezeu într-o anumită comunitate să facă lucrarea care trebuia să o facă alți oameni. Cumva, apostol vine de la termenul grecesc apostolos, care înseamnă trimis, delegat sau a fi mesagerul lui Dumnezeu. Iar rădăcina cuvântului este a trimite pe cineva cu un anumit mesaj. Deci, practic, acesta este scopul unui apostol, să trimită, să meargă, să fie un trimis al lui Dumnezeu ca să aducă un mesaj. Mesajul lui Dumnezeu, mesajul acela al veștii bune, da, poate semăna cumva cu evanghelistul, dar seamănă cu evanghelistul pentru că tocmai asta am zis. El poate îndeplini toate aceste funcții. Poate îndeplini funcția învățătorului, păstorului, să-i strângă pe alții la un loc. Da, și adică am cunoscut apostoli care ori fost recunoscuți de biserică, ori deschis biserici și vedeai în ei ungerea asta apostolică prin faptul că ei puteau să învețe, prin faptul că oamenii se strângeau în jurul lor, că erau evangheliști, prin faptul că îi putea strânge el pe alții, adică având ungerea asta de păstor, aducând cuvinte profetice din partea lui Dumnezeu și învățându-i pe oameni să profețească și cum să umble în slujirea asta. Și un om care face lucrurile astea e un african, Tony. Adică el, în el vezi că are ungerea asta de apostol, pentru că în el sunt funcțiile acestea, lucrează. Clar că lucrurile nu au venit peste noapte. Da? Slujba asta e nouă, Dumnezeu nu a dat ungerea asta așa peste noapte și instant s-or, nu, a fost un proces al slujirii, cum am zis, un proces al maturității lui spirituale și a fost înaintea lui Dumnezeu certificat, da, uite, e momentul să fie apostol. O deschis biserică omul ăsta. Și asta face parte cumva din funcțiile apostolilor. El depune mărturie despre Hristos în primul rând. Adică fiecare slujire și fiecare lucru pe care noi îl facem din punct de vedere spiritual trebuie să aibă în vedere aspectul ăsta. Să depune mărturie despre Hristos. Nu depune mărturie despre noi, nu depune mărturie despre biserica noastră sau despre anumiți oameni, ci noi ne bazăm mărturia spre a vorbi despre Hristos. Întrebare, Cosmine. Da. Doar prin intermediul apostolilor se pot face semne și minuni? Pentru că există un mit, cum că doar prin apostol s-au făcut semne și minuni și practic doar apostolii ar putea să le facă, deci na, noi oarecum nu mai putem să funcționăm în semne și minuni pentru că doar pentru ei, au fost doar pentru ei și atât. Deci doar apostolii au făcut lucrurile astea. Clar, nu doar apostolii au făcut asta și eu am citit și eu pe tema asta apostolului și când vedeam în cărți că, adică ziceau bine că s-au făcut prin apostoli semne și minuni, doar că nu mai continuau să zică că și în biserică trebuie să se facă. Ce-i drept, adică cumva noi ne cramponăm și ne limităm la începuturi fără să avem în vedere continuitatea. Adică, la începuturi, așa au instituit Dumnezeu să fie, prin apostoli să se facă. Adică așa au fost numiți oamenii a începuturilor, apostoli. Asta nu înseamnă că semnele și minunile nu vin și prin biserică,
Pentru că Iisus, când i-a trimis pe ucenici, le-a zis, mergi și veți pune mâine peste bolnavi, bolnavi se vor însănătoși, înviați morții. Nu zis, voi apostoli, stai să vedem, tu, Iuda, nu o să fii apostol, tu, asta nu, ăștia la numai vreo 4-5, o să mai fie câțiva care o să mai fie certificați prin faptele apostolilor, deci o să fiți vreo 10-12, numai voi. Nu, uite, apostolul Pavel chiar spune în 1 Corinteni 15, de la 5 la 7. Deci vorbește despre învierea și arătarea lui Hristos și spune în felul următor. Și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după ce s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. Deci erau cei 12 apostoli și tuturor apostolilor. Deci nu erau doar ăia 12 apostoli, erau mult mai mulți apostoli. Dar revenind la ceea ce ai pus o întrebare, Beni, semnele și minunile se fac doar prin apostoli? Nu. Semnele și minunile se fac prin cei ce cred, prin cei ce umblă în ungerea lui Dumnezeu, prin biserică. Biserica la început a fost instituită pe profeți și pe apostoli, da? În mod special pe lucrarea asta apostolată, pentru că ei au fost cei care au mers să deschidă drumuri, cei care au mers ca un agricultor într-un drum arid, au mers să destelenească un ogor nou, să pregătească cultura, să pregătească pământul pentru recoltă. Asta a fost misiunea apostolului. De aceea noi ne raportăm în felul ăsta la apostolat. Nu că a fost atunci pentru biserică și s-a încheiat. Nu. Apostolatul continuă, că biserici încă se mai deschid. Se mai formează oameni, Evanghelia încă se răspândește prin aceeași ungere a apostolului. Și dacă te uiți la apostoli care chiar sunt apostoli în vremea noastră, vezi că se fac lucrurile care se fac prin care se făceau și în vremea respectivă. Adică poate fi printr-un apostol, poate fi o accentuare mai mare a semnelor, a minunilor, a anumitor daruri decât a unui credincios normal. Dar asta e din cauza ungerii, datorită ungerii pe care Dumnezeu a lăsat-o peste un om. Dar nu este ungerea asta, vindecarea, semnele și minunile, nu sunt doar pentru apostoli. Ele sunt și pentru profeți, și pentru evanghelii, și pentru păstori, și pentru învățători, și pentru cei cu darul dărnicii, și pentru cei cu darul ajutorărilor, și pentru cei care conduc, și pentru orice credincios care își pune încrederea în Hristos și se bazează pe puterea Duhului Sfânt. Cu toate că, cum am zis, prin apostoli se făceau mult mai mult treburile astea, dar lucrarea asta nu s-a raportat, nu, o zis Iisus, mă, începem lucrarea apostolică, o să țină 100 de ani, după ce o să muriți toți și după aia nu o să se mai răspândească lucrarea asta apostolică, nu. Până când o să revină Hristos, apostolii o să fie pe pământ. Că nu sunt recunoscuți sau că mulți nu, aici e interesant că sunt mulți care nici nu umblă în chemarea asta pe care Dumnezeu le dă. Țin minte că citeam într-o carte despre chemarea care li se făcea oamenilor, acum e vorba de darul de evanghelist, dar se potrivește asta bine. Când oamenii au fost chemați în Africa să fie evangheliști acolo, într-o anumită zonă, și cred că 3 sau 4 generații au refuzat chemarea asta și Reinhard Bonnke a acceptat chemarea de a fi evanghelist în zona respectivă. Ceea ce s-a întâmplat este că a fost o explozie puternică a Duhului și noi știm că milioane de oameni au venit la Hristos prin omul acesta și prin chemarea și ungerea care a fost peste el. De ce? 80 de milioane, mai exact. Da, da. Pentru că omul ăsta a acceptat și a zis, Doamne, sunt aici la dispoziția ta, folosește-mă. Aia sunt oameni care, chiar dacă nu vedem în jurul nostru, poate foarte mulți apostoli, poate oamenii nu au acceptat încă chemarea, nu știu, de frică, că trebuie să facă anumite sacrificii, dar întotdeauna când vine vorba de biserica lui Dumnezeu, Dumnezeu nu o să-și lase biserica disfuncțională dacă un om nu răspunde, ci o să caute altul cu o disponibilitate. Vreau să zic ceva aici, chiar vorbeam recent cu un frate care nu crede neapărat în daruri și nici în apostoli, nici în profeți, așa mai departe, dar ce mi s-a părut interesant și eu apreciez exact sinceritatea asta și exact lucrurile astea le și promovez. Pe mine nu mă interesează neapărat dacă cineva nu acceptă ideea că el e profet sau apostol, da? Sau nu-i spune nimeni că el e apostol,
atâta timp cât el umblă în funcție apostolică. Cu alte cuvinte, pe mine nu mă interesează tu să te declar că tu ești bucătar, atâta timp cât tu faci cea mai bună mâncare posibilă. Și îmi zicea tipul ăsta, care el nu crede în apostol, în profet, zice: mă, uite, mie îmi place de X, normal, cred că dacă ar fi pe timpul Domnului Iisus, îmi zice el, e un frate de la noi din România care a deschis comunitate și comunitate destul de mare și așa mai departe și bună, merge bine, o zis, eu cred că dacă ar fi pe vremea Domnului Iisus, el ar fi un apostol. Și am zis, felicitări, mă, tu ai recunoscut în el funcția apostolică, chiar dacă el nu se identifică cu apostol și nu crede că mai există apostol. Nu e nicio problemă. Tu poți să nu crezi, dar pentru simplu fapt că el împlinește funcția unui apostol, adică o mers într-un teritoriu nou, o deschis o comunitate, o pus pe picioare noi slujiri în jurul acelei comunități, ok? Asta e funcția unui apostol. Și el a împlinit-o. Chiar dacă nimeni nu îi zice că el e apostol și el nu se recunoaște apostol. Nicio problemă, ok? Ok, Cosmin, poți merge înainte cu profetul. Da, iar un lucru care te uiți la apostolul Pavel și vezi câteva lucruri care el le făcea în slujba lui de apostolat, adică poate cea mai mare, da, am zis că e vorba în primul rând de Domnul Iisus și de ceea ce Iisus a făcut pe pământ din punct de vedere apostolic, dar te uiți și din punct de vedere al slujitorilor bisericii, te uiți la Pavel, care a scris majoritatea epistolelor din Noul Testament, și te uiți la slujirea apostolică pe care el a făcut-o, înțelegi că omul ăsta avea scopul să edifice bisericile, și unul din scopurile unui apostol sau funcțiile unui apostol e tocmai asta, edificarea bisericilor. Vezi asta în 2 Corinteni 10 cu 8, da? După aia el susținea bisericile în rugăciune, adică era interesat, nu le abandona. Era interesat permanent de ele, le aducea înaintea lui Dumnezeu. În Efeseni 1, vezi cum se roagă pentru biserică, ca să-L cunoască pe Hristos, să cunoască dragostea lui Hristos, să cunoască tot mai mult din frumusețea lui Dumnezeu, să intre în părtășia sfântă, să aibă înțelepciune, pricepere. Omul ăsta înfățișa bisericile înaintea scaunului lui Dumnezeu. De ce? Pentru că el zice că v-am născut așa cum naște o femeie prin durere naștere. Adică el simțea profunzimea aia a nașterii unei biserici, pentru că el a contribuit la faza incipientă. El a pus bazele, el a pus-o pe picioare, și omul ăsta era ca un tată spiritual sau ca o mamă spirituală, pot zice, pentru bisericile respective, pentru că el a fost cel care le-a inițiat. Și asta cumva, inima unui apostol întotdeauna o să fie pentru bisericile care le înființează, o să fie o inimă ca a unui părinte. O să fie interesat, o să cum își dorește, exact cum își dorește un părinte pentru copilul lui, mă, să-l cunoască pe Iisus, să edifice, să nu rămână la o stare de mediocritate. Îl susțin în rugăciune, în lupta spirituală, pentru că un apostol trebuie să înțelegem că e cu un nivel mai sus decât biserica pe care o-a deschis-o, și așa el are autoritate ca să ducă învățătura, să susțină biserica din punct de vedere spiritual și să o conducă să se înfățișeze înaintea lui Hristos, sfântă, plăcută, fără zbârcitură, adică îi creează traiectoria bună pentru a face lucrul acesta. Ok, despre profet am vorbit sesiunea trecută, o să mai enunț cumva câteva aspecte. Din nou ne uităm la Domnul Iisus și la lucrarea pe care El a făcut-o din punct de vedere profetic. Știi, vezi, unul din lucrurile care le îmi plac cel mai mult la Iisus sunt cuvintele de cunoștință și de înțelepciune pe care El le avea. Și te uiți deseori, Biblia menționează că farisei, saducheii, oamenii aveau gânduri în inimile lor cu privire la Hristos și zice Hristos, mă, de ce gândiți voi așa despre mine? Parcă vezi pe ăștia că șocați. De unde știe asta, știi? Și vezi lucrarea asta profetică cum se manifestă prin viața Domnului Iisus și cum ne dă un exemplu. El, marele profet al nostru, noi să călcăm pe urmele lui, pentru că el este capul, noi suntem trupul și mergem în comuniune și mergem și lucrăm împreună cu el. Practic, ce înseamnă profet? Așa cum am zis, un vorbitor inspirat de Dumnezeu. Și te uiți la Iisus și vezi că era inspirat de Dumnezeu, pentru că de ce avea inspirație? Pentru că avea părtășie cu Dumnezeu, avea părtășie cu Tatăl. Adică nu poți să ai inspirație, nu poți să fii un profet, și eu zic că baza sau practicitatea slujirii profetice constă în intimitatea cu Dumnezeu. Pentru că în momentul când, da, și apostolul vorbește din partea lui Dumnezeu și învățătorul, dar învățătorul poate merge mai mult din punct de vedere informațional, să ducă o claritate
a informațiilor Scripturii, însă profetul este acel om care aduce mesajul acela proaspăt, mesajul acela rema, da, învățătorul aduce logosul și încearcă să explice logosul, cuvântul care a fost dat de Dumnezeu, Biblia, în mod general. Însă când vine vorba de un profet, își bazează cuvintele lui pe logos, pe cuvântul lui Dumnezeu, însă poate aduce rema, cuvinte specifice pentru oameni în situații specifice. E bine, dacă omul acesta nu stă împărtășie cu Dumnezeu, profetul, nu stă împărtășie cu Dumnezeu, nu cunoaște vocea lui Dumnezeu, nu are intimitate, nu se roagă, nu studiază Scriptura, s-ar putea să capituleze la aduce cuvinte, la a învăța pe oameni cum să profețească, la a învăța pe oameni scripturile din punct de vedere profetic. Pentru că la urma urmei, știi, adică ne blocăm de multe ori în treaba asta, mă, ăsta e profet, unde zice în scriptură că trebuie să învățăm să profețim. Dar întrebarea mea e, profeția se bazează pe niște impresii personale sau pe ceea ce spune scriptura? Adică când aduc un cuvânt din partea lui Dumnezeu, îl aduc pentru că eu așa cred că e bine sau pentru că Biblia mă îndeamnă să fac asta și filtrez cuvântul pe care îl aduc prin Scriptură. E bine, dacă îl filtrez și aduc cuvântul ăla prin Scriptură, înseamnă că trebuie să învăț Scriptura. Și de-aia un profet are datoria și responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu datorită ungerii să învețe pe oameni în Scriptură cum să aplice cuvintele alea profetice, cum să aducă cuvinte profetice prin Scriptură. Știu că ziceai tu, Beni, de un profet, nu mai, nu știu numele, poate tu ți-l aduci aminte, care ai zis că știa vreo 5.000 de versete sau nu știu mii de versete care profețiile pe care el le aducea bazat pe Scriptură, adică doar versete din Scriptură, doar versete din Scriptură. Și am observat lucrul ăsta chiar în viața mea personală, că în momentul când știu Scriptura, sunt foarte deschis pentru a primi cuvinte din partea lui Dumnezeu pentru oameni. Asta pot primi, de exemplu, o imagine care poate nu se află în Scriptură sau care nu în mod direct. De exemplu, am primit pentru cineva o Formula 1. Mă rugam pentru cineva și am văzut o Formula 1. Apoi acum dacă am zis, eu am afirmat, acum voi puteți zice, bă, dar ai zis că profețiile le luăm bazate pe Scriptură. Da? Adică unde găsesc Formula 1 în Scriptură? Am putea zice. Dar am încercat să primesc mesajul lui Dumnezeu și să înțeleg, mă, care este esența, ce vrea Dumnezeu să transmită acestor oameni și am înțeles că vrea să le transmită rapiditatea în care ei trebuie să intre, locul în care procesul acela rapid de formare, de edificare, de a-L cunoaște mai rapid pe Hristos tot mai mult, adică Dumnezeu avea planul ăsta pentru ei. Vrea să aducă o accelerare în viața lor din punct de vedere spiritual. Da? De multe ori ne cramponăm, ne limităm și ne blocăm când e frică să facem pași, că Dumnezeu ne cheamă să facem un pas înainte și rămânem pe loc și înaintăm așa, ca o furnică. Nu, Dumnezeu poate vrea să faci un pas de elefant. Da? Dar tu îl faci prin credință, dacă Dumnezeu te cheamă, tu trebuie să faci pasul ăsta prin credință, pentru că dacă vrei să fii ca un elefant, trebuie să pășești ca un elefant și să te comporți ca unul. De-aia profetul cumva are responsabilitatea asta, da, să învețe pe oameni cuvântul lui Dumnezeu, ca să știe să aducă cuvinte din partea lui Dumnezeu pentru oameni. Dar nu e ceva eretic, nu e ceva absurd ca să existe școli profetice, ca să existe școli în care oamenii să învețe cum să profețească, ce este biblic, este bine și din contră este sănătos. Așa putem scăpa de erezie, așa putem scăpa de lucruri care nu le înțelege din punct de vedere doctrinar, informațional, dar în momentul când cumva cunoști bazele lucrării profetice, poți să umbli ușor, poți să construiești ușor. În acest fel înțelegi că profeția Noului Testament nu se mai aseamănă cu Vechiul Testament sau profetul nu trebuie să mai raporteze doar ca Vechiul Testament, să vină să zică așa vorbește Domnul, ești așa, ești un curvar, ești un nu știu cum, pentru că ok, omule, dar știu asta, zi-mi altceva, zi-mi soluția. Adică cumva te uiți la Pavel, te uiți la Isus. Interesant e că în Luca 4:18, în care zice Isus ia, deschide scripturile, cade la Isaia, la Isaia 61, exact acolo au căzut în momentul acela scripturile și Isus citește, iată, Duhul Domnului este peste mine, căci m-a uns să fac bine, să aduc
un an de îndurare. În Isaia e interesant că vestește un an de judecată. Hristos nu mai citește, pentru că Hristos restaurează lucrurile. Hristos nu mai duce judecată, judecata o luat-o El. De-aia Apostolul Pavel, când vorbește despre profeție, el vorbește despre sfătuire, îndemnare, mânghiere, nu despre judecată. Oamenii oricum se simt condamnați, oamenii oricum se simt frământați în inimile lor și s-ar putea ca tu să primești o revelație despre un păcat din viața omului, s-ar putea ca omul să nu recunoască și tu o să fii dezamăgit. De ce? Ai primit revelația și nu ai știut să o transmiți, nu ai știut să o aplici. De-aia e important să te duci la... Să mergi la Beni și să-l întrebi, Beni, cum aplic un mesaj profetic? Văd că ai seminarii profetice, hai să văd cum aplic un mesaj profetic. Am primit de la Dumnezeu asta. Există vreo diferență între a primi și a spune omului? Da, există. Pentru că poți să-i spui omului ceva, omul ăla, ok, bine, nu înțeleg cu nimic. Dar tu cumva aveai responsabilitatea să stai înaintea lui Dumnezeu, să-i spui, Doamne, ce ai vrut să-i transmiți omului respectiv prin asta? De ce mi-ai arătat Formula 1? Puteam zic omului, după aia ar fi între, aha, deci Dumnezeu vrea să-mi iau o formulă sau o mașină puternică. Da, deci avem responsabilitatea cumva, am intrat acum și în darul profetic să Numai puțin, să Cosmin, vorbesc. că voiam să specific ceva, că am avut Da. impresia că cineva s-a gândit în felul următor. Cosmine, tu zici că nu trebuie judecat, nu aduce judecată sau condamnare, dar uite ce zice Biblia în 1 Corinteni 14, nu vreau să zic greșit, 23 sau 27, uite-te, te rog să-ți uite careva, zice în felul următor. Dar dacă cineva dintre voi prorocește, da, și vine un om între voi fără daruri, el va fi, și zice acolo, condamnat de toți, da, și va cădea cu fața la pământ și așa mai departe. Normal, vreau să specific o chestie pentru pasajul ăsta, de fapt la ce se referă. Normal, acolo nu se referă că o să-i fie dat în vileag păcatul omului și de asta cade cu fața la pământ, ci termenul pe care se folosește îi o să scoată la suprafață darul, ok, omul care funcționează în darul profetic sau în cuvinte de cunoștință, o să scoată la suprafață ce e în inima lui, nu ca și păcat. Și exact lucrul care s-a întâmplat în viața lui Saul în momentul în care a mers la Samuel. Samuel nu i-a zis, bă, tu care ai, te vezi cel mai mic din curtea școlii și nu te vezi cum te vede Dumnezeu, te vezi mai prost decât toată generația ta. Nu s-a luat de el în felul ăsta, i-a zis, îi ceva în tine. Oare pe cine a chemat Dumnezeu să fie capul lui Israel, nu pe tine? Și Saul a zis, pe mine? Bă, stai puțin, cine-s eu? Eu sunt cel mai mic. Și practic ce a făcut Samuel? Samuel o scos din inima lui Saul, o dat în vileag lucrurile care erau în inima lui Saul, pe care el nici măcar nu le cunoștea. Din ce cauză? Din cauza îngrijorărilor. El era mai îngrijorat de caprele, de măgarii lui pe care i-o pierdut. Okay? Era îngrijorat de lucrurile zilei și asta se întâmplă uneori și cu noi ca și oameni. Suntem atât de concentrați pe lucrurile vieții acesteia, încât nu avem capacitatea să auzim din partea lui Dumnezeu, cu toate că undeva în ADN-ul nostru, acolo profund, îi chemarea lui, sunt darurile lui, sunt inima lui, bate în inima noastră. Și vine un om cu un dar profetic care, îți zic sincer, e matur și umblă și vorbește inima tatălui și dintr-o dată vine și îți spune, de fapt, nu despre păcatele tale, ci vine și îți spune, uite, asta e identitatea ta, asta e chemarea ta, aici te cheamă Dumnezeu, astea sunt darurile tale. Și tu dintr-o dată îți dai seama, bă, simt undeva în adâncul meu că exact asta e și te simți descoperit, simți că Dumnezeu te cunoaște și cazi cu fața la pământ și recunoști că e Dumnezeu prezent, că omul ăsta din fața ta n-avea de unde să știe lucrurile astea. Okay? Chiar treaba asta am experimentat-o personal, pot să zic. Când am fost la slujirea profetică la un lucru, cred că în 2015, dacă nu mă înșel, 2015-2016, nu mai știu exact când am fost, dar chiar am zis asta și la că era soția lui Claus Martinian, Naomi cu Lidia. Și la ele am nimerit să mă slujească. Și știu că și deci știu clar și acum imaginile care mi le-au dat ele, care cumva mi-au descoperit darurile pe care Dumnezeu le-a pus în mine și prin faptul că am înțeles mesajul lui Dumnezeu, m-am agățat de ele și așa Dumnezeu m-a propulsat în ungere. Ele, una dintre ele mi-a zis că Dumnezeu mă vede în fața unei table mari, cu multe rotițe și cumva eu știu, cu multe rotițe care erau nedeșifrate, dar eu știam cumva să aduc descifrare la ele, ceva de genul. Și zic că una dintre ele mă vede cum calc pe un pământ arid, pe un pământ care nu a mai călcat nimeni și mă vede că eu merg în locul acela să aduc o recoltă bună.
Și eu m-am agățat de cuvintele alea, cu toate că, da, la început mă preguntam, bă, ce vrea Dumnezeu, oare vrea să mă duc în locuri în care nu a mers nimeni, vrea să fiu evanghelist, vrea să fiu învățător, În care fiu eu? Africa. În Africa, da, că acolo e secetă oricum, și fizică și spirituală. Ideea ce a fost că m-am încrezut în Dumnezeu, m-am agățat de aceste cuvinte profetice și am zis, Doamne, dacă Tu mi le-ai spus, cred că sunt de la Tine. Și cumva, i-am zis și lui Claus, cuvintele alea profetice au început să dicteze slujirea pe care eu am făcut-o pentru Dumnezeu. Pentru că au rezonat cu dorințele inimii mele, am zis, da, mă, uite, asta mă văd să fac. Asta cred că ăsta este, cred că e scopul lui Dumnezeu pentru mine. Asta cred că e, acesta este planul lui Dumnezeu. Până acum, pentru că Biblia spune că dacă suntem credincioși în lucrurile mici, Dumnezeu ne credințează altele mai mari. Adică Dumnezeu te poate chema, zice, mă, hai să vedem, acum tu slujești într-un dar profetic. S-ar putea ca Dumnezeu să nu aibă o ungere pregătită, o ungere profetică pentru tine, dar acum noi vorbim din punct de vedere limitativ, pentru că dacă mergem în mintea lui Dumnezeu, Dumnezeu cunoaște lucrurile, toate lucrurile, tot viitorul. Dar mergi și zici, Dumnezeu îți încredințează un dar profetic și vede că ești credincios în darul ăsta profetic și zice, omul ăsta a fost credincios în lucrurile astea mici, hai să-i dau o slujbă profetică. Și Dumnezeu cumva te conduce într-o slujbă profetică, ești credincios, zice, hai să-i dau oficiu de profet. Și omul ăsta să fie profet pentru că a mers și a fost credincios în lucrurile mici. Dar cred că te-am stârnit bine cu profeticul, că tu ai studiat puțin mai mult. Bun, cam asta în mare despre profet. Un lucru foarte interesant care zicea Graham Cook despre proroci, despre profeți, este că ei caută sfințenia și curăția, pregătind mireasa lui Hristos pentru a-L întâlni. Profeții au perspectiva împărăției care motivează biserica universală ca să fie în unitate în Duhul. Dacă o să observi un profet autentic, un profet real, nu o să aducă niciodată dezbinare, ci unitate. Vrea să aducă unitate, vrea să lege oamenii împreună, vrea să aducă binele, să aducă soluția lui Dumnezeu, să pregătească biserica, să fie mereu gata să-L întâlnească pe Hristos. Da? Cei care aduc dezbinare, eu zic că nu sunt de la Domnul. Adică în Hristos este unitate, în Hristos nu-i dezbinare. De aceea, cumva să fim atenți la oamenii care aduc unitate, care caută unitatea Duhului, care caută pace, armonie, dragoste, să aducă în mijlocul nostru și nu contrar, pentru că contrarul nu vine de la Dumnezeu. În continuare, Apostolul Pavel, după profet, vorbește despre evanghelist, despre cel care anunță niște vești. Nu niște vești oarecare, ci niște vești bune, a predica Evanghelia, Evanghelia care este vestea bună. Apostolul Pavel, când vorbește despre subiectul ăsta a evanghelismului, zice în Romani, eu predic Evanghelia lui Dumnezeu. În concepția lor, Evanghelia era acea veste bună pe care o aduceai în momentul când oamenii veneau de la un război. Și în momentul când veneau de la război, era Evanghelionul, care era o coloană prin care treceau prinșii de război în frunte cu regele, cu împăratul zonei respective, văzând că regele i-a prins captiv pe aia și asta era Evanghelionul pentru cetatea respectivă, adică noi am câștigat Evanghelion, e vestea bună că noi am biruit și avem dovada a faptului că noi am biruit pentru că i-am luat prizonieri pe aceștia. Și imaginea asta cumva o descrie Pavel în mintea oamenilor când le spune noi avem Evanghelia, vestea bună. Ce Evanghelie? Vestea bună că Hristos a legat legăturile morții, Hristos a zdrobit legăturile întunericului și ne-a dat lumină, ne-a dat împărăția Lui, ne-a dat pace, ne-a dat bucurie. În Duhul Sfânt avem această Evanghelie, această veste bună pe care noi o putem proclama, pe care noi o putem spune așa cum Dumnezeu o spune, pentru că acest termen de a evangeliza, de a spune, de a rosti vestea bună, în primul rând, așa cum am zis, a fost identificat în viața Domnului Isus, dar îl vedem și în mesajul pe care Dumnezeu îl aduce bisericii. De exemplu, vreau să citesc în Galateni 3 cu 8, să vedeți, același termen de a predica Evanghelia, de a vesti Evanghelia este folosit față de Dumnezeu. Galateni 3 cu 8. Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință, a vestit,
a evangelizat, a adus o veste mai înainte lui Avram. Avram, această veste bună, toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Deci Dumnezeu vestește Evanghelia, vestește vestea bună. Iar un evanghelist are cumva însărcinarea asta să ducă vestea bună oamenilor, să aducă vestea bună celor nemântuiți. Evanghelistul are un dar, un tact deosebit de a ajunge la oameni și de a le prezenta Evanghelia pe înțelesul lor, ca aceștia să devină în urmă parte a trupului lui Hristos. Practic asta este slujba evanghelistului, să ajungă la oamenii nemântuiți. Și dacă te uiți la un evanghelist, vezi cât de bine ajunge, cât de bine poate ajunge la înțelesul oamenilor, cât de bine ajunge la inima lor, vezi cum oamenii se strâng în jurul lui, pentru că el are ungerea aceasta de evanghelist. De multe ori mă întrebam cât de simplu predica Billy Graham, Reinhard Bonnke, oamenii aceștia evangheliști, aceștia mondiali mai contemporani cu noi, și se întorceau sute de mii de oameni, milioane de oameni se întorceau la Hristos prin faptul că el zicea: Hristos a murit pentru păcatele tale, tu ești un păcătos, trebuie să te întorci la Dumnezeu, să ai o relație cu Dumnezeu. Wow, nimic sofisticat. Și mă întrebam, de ce într-un mesaj atât de simplu oamenii răspund atât de bine? Pentru că oamenii aceștia aveau ungere, aveau chemare de a fi evangheliști. Dar totodată, ca celelalte chemări, evanghelistul nu numai că are însărcinarea să spună oamenilor nemântuiți Evanghelia, ci să învețe pe alții cum să spună Evanghelia. Știu că la începutul vieții de credință, când încercam să fac evangelizare sau încercam să merg să predic oamenilor Evanghelia, ajungeam de multe ori în colapsuri. Asta pentru că cumva am fost împins, bun, și din dorința mea, dar am fost împins și de alții, fără ca să fiu înainte învățat. Ok, am învățat pe propria piele, am mai avut unul, doi lângă mine care mi-au mai explicat anumite lucruri, dar în mare parte, împreună cu Benny, am învățat, să zic, pe pielea noastră evangelizarea de stradă sau modul în care noi să ne raportăm la oameni pe stradă. De ce? Că nu au fost oameni care să ne învețe cum să evangelizăm bine, cum să ne raportăm, care o să fie provocările pe care le întâlnim pe teren, care o să fie lucrurile de care o să dăm piept acolo când mergem în miezul problemei, în miezul lucrurilor. De aceea atunci când se ridică un evanghelist, da, el proclamă Evanghelia, el ajunge ușor la oameni, dar el totodată îi învață pe alții cum să proclame Evanghelia, îi învață pe alții cum să se raporteze la oameni în așa fel încât Evanghelia să ajungă la inimile lor. Nu rămâne doar pentru el, nu am învățat eu și ăsta e riscul cumva unui om care se implică foarte mult în slujire, să ia toată responsabilitatea asupra lui, să facă el lucrurile, el le face bine, el le face cel mai bine, nimeni nu le face la fel de bine ca el, de aia nu împrăștie la alții, nu împărtășește și la alții, cumva de frică poate să nu-i fure roadele. Însă, dacă o luăm din punct de vedere spiritual, înțelege că poate Dumnezeu mi-a trasat 10 hectare de recoltă. A? Dar eu forțez cumva lucrurile și vreau să mă extind la 100 de hectare. Dar poate la alea 100 de hectare ajungi prin faptul că înveți pe alții. De aia Apostolul Pavel îi spune lui Timotei: găsește oameni de încredere cărora să le încredințezi, cărora să le dai însărcinări pe care tu le faci să le facă și ei. Și Apostolul Pavel chiar îi spune lui Timotei: vezi să faci treaba unui evanghelist. Este un aspect în Scriptură în care vedem că oficiul acesta de evanghelist îl găsim în viața lui Timotei, apoi îl găsim în viața lui Filip, dar am zis că îl găsim în viața Domnului Iisus, clar, în mod categoric, în viața lui Pavel, pentru că a fost chemat să propovăduiască neamurilor, adică celor care nu-L cunosc pe Hristos, și el, fiind apostol, a luat și însărcinarea asta de evanghelist, dar îl vedem în Faptele Apostolilor pe Filip, evanghelistul, care merge să facă slujba aceasta de evanghelist, să propovăduiască Evanghelia lui Dumnezeu. Apoi vreau să înțelegem un lucru, să nu încurcăm darul evanghelistului sau chemarea evanghelistului cu chemarea de a fi martor. Nu toți credincioșii sunt chemați să fie evangheliști, dar toți credincioșii sunt chemați să fie martori. Conform Fapte cu 8, în care spune că atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi, veți primi o putere, îmi veți fi martori. Cine? 2, 3, 5 oameni? Nu. Biserica lui Hristos. Biserica lui Hristos este instituită pe pământ ca să fie martor. Și acum,
Cumva, da, intrăm într-un clișeu verbal în care am auzit de multe ori cum unde ești la locul tău de muncă, în familia ta, dar trebuie să fie o realitate asta. Să înțelegem că poate oamenii de lângă noi nu o să audă niciodată Evanghelia de la un evanghelist. Și evanghelistul să fim noi pentru oamenii aceia, să fim martorii aceia pentru Hristos. Pentru că Apostolul Pavel spune că, Petru, spune că noi trebuie să fim în stare să dăm socoteală de nădejdea care este în noi. Când? Întotdeauna. Nu doar atunci când ne pregătim, nu doar atunci când suntem puși, ci întotdeauna. De exemplu, am fost ieri la o părtășie cu familia aici în Arad. Se întâlnesc aproape în fiecare vineri ei. Și una din întrebările care le-a pus un cumnat de-a meu a fost: ce înseamnă Iisus pentru tine? Și cum au zis, haide să spargă gheața, Cosmin. Oamenii știind că studiez Scriptura și îmi place asta, acum am o plasat pe mine, fără să mă gândesc dinainte, fără să știu dinainte, dar cumva trebuie să fie în inima ta. Dacă vine cineva să întreabă: de ce crezi în Isus? Ce înseamnă Isus pentru tine? Cine e Isus pentru tine? De ce să nu cred în Buddha? Hai că-ți aduc argumente și poate să-ți aduc o filozofie ca să creadă în Buddha, în Confucius, în Mahomet. De ce să crede în Isus? Tu trebuie să fii responsabil ca martorul lui Hristos să-i aduci argumente. Argumente veridice, argumente personale de ce crezi în Isus, de ce îl experimentezi tu pe Hristos. Da, nu suntem toți chemați să fim evangheliști, dar toți suntem chemați să fim martori. Și asta o să vezi un evanghelist să-l observi după ungere. Vezi cum am zis, vezi că vorbește și oamenii ascultă, zici că, bă, ce e așa sofisticată, zis o măsă că i-am zis și eu. Ascultă așa pentru că a fost ungerea lui Dumnezeu peste el. Și el a vorbit din ungere, a vorbit în ceea ce Dumnezeu, în chemare. Practic, ungere, când ne raportăm la ungere, zicem la chemarea specifică pe care Dumnezeu i-o dă unui om. Dar pe lângă asta, așa cum am menționat, ei trebuie să învețe pe alții ca să împlinească versetul 12, să ajungă la desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Practic, evangelizarea e o slujire, apostolatul e o slujire, profeticul e o slujire. Și noi trebuie să creștem în slujirile acestea pentru Dumnezeu, pentru a exide împărăția și pentru a crește în asemănare cu Iisus Hristos. După evanghelist, Pavel îl enunțează păstorul, pastorul. Un termen pe care Pavel folosește, practic, imaginea unui cioban. Unuia care are în grijă oi, are în grijă animale, le îngrijește, le păzește, le protejează, este un sprijin acolo pentru ele, este în permanență cu ele. Și chiar eram în tabără, am fost într-o tabără cu 2 ani, cred că, și tabăra noi ne-am pus lângă o stână în munțile Tezat. Și veneam în fiecare dimineață cu păstorul acela, mergea cu oile, mergea pe vârful munților și seara venea înapoi. Interesant e că niciodată păstorul nu și-a părăsit oile. Deci întotdeauna mergea cu ele, dacă cu oile fugeau în stânga, în dreapta, el mergea să le strângă pe toate la oaltă și practic asta e imaginea unui păstor. Iar sunt păstori care, Iisus a zis că sunt păstori care sunt plătiți. Oamenii și rău să facă slujba așa cum trebuie. Și asta, țin minte că mi-a povestit liderul nostru de tineret, au fost din nou într-o tabără în care, la fel, au văzut o turmă de oi și la un moment dat o oaie a căzut de pe munte. A căzut într-un hău destul de mare. Oaia nu a murit, însă cineva din echipă s-a dus acolo, nu păstorul oilor, cineva din echipă, probabil omul ăsta are inimă de păstor, s-a dus în hăul acela, a pus oaia pe umeri și a mers și a dus-o păstorului. Când au văzut păstorul, trebuia să o lași acolo, nu trebuia să o mai aduci. Vă dați seama ce inimă avea omul ăla de păstor. Numai inimă de păstor nu avea. Așa sunt de multe ori și anumiți păstori în contextul spiritual sau bisericesc, în care sunt dezinteresați de oameni. Dacă omul cade, vă zic că, bai, oricum era vai de capul lui, mai bine acum s-a certificat ceea ce credeam despre el. Oamenii Cosmin, nu au inimă de păstor. Da. numai puțin să zic un aspect. Spune, spune. Cosmin nu a zis că oamenii nu trebuie plătiți. Deci, A, practic, să da. nu se leagă cineva că acum, tu ai zis prin afirmația asta, bă, păstorii ăștia nu trebuie plătiți. Nu, din contră. Ei trebuie Nu, nu, plătiți, nu, da. suntem de acord cu plata lor, îi de dorit să poată să-și îngrijească familia și așa mai departe. Pavel vorbește despre răsplata financiară sau că cei care fac lucrul ăsta nu ar trebui să-l facă pe spatele lor, da? Ci zice, dacă cineva
Predică Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Dacă cineva, de Exact. exemplu, oferă lucruri spirituale, da, să trăiască din lucrurile astea. Deci, practic, Cosmin nu vrea să zică lucrurile astea ca și cum, bă, nu trebuie plătiți. Și poate unii să meargă, ascultă asta și merg la păstori sau la biserică și nu mai plătim, nu mai plătim păstorii de azi înainte. Gata! Domnul nu vrea să-i plătim. Am mai auzit afirmații de genul. Și atunci, de ce să trăiască, mă, oamenii? Așa Lasă-i e. să fie Nu. plătit. A fost o afirmație, Domnul Iisus în Ioan 10 a spus treaba asta cu păstorul care sunt plătiți, dar acolo e de fapt a vrut să scoată în evidență faptul că oamenii ăștia fac lucrurile constrânși de context, poate puși în poziții de alții, nu fac așa inima lor de păstor. Dar clar că un om care are o inimă de păstor și face numai treaba asta, dar el trebuie plătit, pentru că așa cum ai zis și tu, omul ăsta trebuie să trăiască și el. Iar dacă face numai lucrarea asta, trebuie susținut în vederea respectivă. Te uiți în Scriptură, Iisus este păstorul nostru. În Noul Testament, Iisus este păstorul cel bun. El care strânge oile, care ne strânge și ne ajută să intrăm în staulul, să intrăm în familia asta a lui Dumnezeu. În Noul Testament putem recunoaște pastorația cumva, nu avem în afară de locul acesta atât de deslușit să zici bă, cum trebuie să fie un păstor sau care sunt elementele unui păstor. Dar te poți uita la îndemnurile pe care Apostolul Pavel le dă în deseori în epistole pastorale, în Tit, Timotei, Tesaloniceni, în care vorbește despre diacon, despre bătrân, despre presbiteri și vezi acolo că sunt anumite calități pe care ei trebuie să le aibă. Da, dar dacă Apostolul Pavel nu a elucidat funcțiile astea foarte pe larg, asta nu înseamnă că ele nu mai există. Pentru că atunci haide să schimbăm funcțiile, de ce? Păi hai să le punem numai diacon, bătrân și prezbiter. De ce să numim păstori în biserică? Știi? Dar te uiți în Noul Testament și poți recunoaște funcția asta pastorală prin modalitatea asta de cum trebuia să fie un diacon și te uiți că el trebuia să aibă grijă, el trebuia să fie un bun administrator, el trebuia să aibă grijă de familie, de comunitate, de biserică, de relație personală cu Dumnezeu, de relația lui cu familia. Adică nu trebuia să fie un om ușuratic, nu trebuia să fie un om cu compromisuri, nu trebuia să fie un om care este infidel, ci să fie vertical, să aibă o coloană verticală înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Ce mi se pare interesant e că termenul de păstor, ăsta din Efeseni 4, apare o singură dată în Noul Testament, nu mai există niciunde altundeva și cu toate astea, accentul oarecum evanghelic cade pe păstor. Exact. Și celelalte funcții apar de mult mai multe ori în Noul Testament și noi când încolo, gen, apostol, lasă-l acolo, profet, lasă-l acolo, evanghelist, da, nu prea relevant, da. Păstorul, da, the one. Da, așa, e interesantă perspectiva care s-a abordat din punctul ăsta de vedere al slujirii, dar asta și din cauza că s-au adus anumite învățături și oamenii au zis, nu mai ieșim din comoditate, dacă așa s-au făcut, așa merge mai departe și cumva în fiecare biserică trebuie să fie câte un păstor și îi bine. Nu zicem că nu-i bine să fie păstori în biserică, e foarte bine, doar că ce zice și Beni și ceea ce cred și eu e că foarte multe ori accentul primordial se pune pe pastorație. Adică asta e high level-ul. Dacă ești păstor, ești tata lor. Ceea ce e greșit pentru că în ochii lui Dumnezeu există o egalitate, o echitate în vederea slujirii. Pentru că noi împreună slujim ca să ducem sfinții, nu doar păstorul slujește. Pentru că s-ar putea ca păstorul să nu fie evanghelist, s-ar putea ca păstorul să nu fie profet, sau păstorul să nu fie învățător, cu toate că e bine ca un păstor să fie și să aibă și darul ăsta de a învăța. Însă păstorul cumva îl înțelegem prin faptul că el adună oamenii și creează contextul potrivit ca oamenii să se poată întâlni spre a crește și a se edifica în Hristos. Și el știe cum să-i atragă pe oameni, știe cum să facă treaba asta. Dacă am zis că evanghelistul strânge oamenii în jurul lui din exterior, păstorul face din interior, adică el știe cum să-i adune pe oameni. Evanghelistul nu-și bate capul cum să-i strângă pe oameni, pentru că el are ungerea și el e ca un magnet, e atras. E bine, păstorul, magnetul, la păstor el e magnetul și merge să-i caute pe oameni și să vezi că are inimă pentru ei, că are compasiune, că îi caută pe oameni. Și chiar am experimentat treaba asta de la doi presbiteri din biserică de la mine, când am trecut poate prin
De exemplu, cred că acum vreo 2-3 ani, când ne-a plesnit și pe noi COVID-ul, am stat vreo săptămână, două acasă și unul din presbiter mă sună, na, ce faci, Cosmin? Eu am încordat, bă, ce vrea să de la mine? Și adică când te sună cineva, te aștept să-ți ceară un favor. Nu? Normal, de aia te sună oameni, mai ales care nu te sună în mod constant, care nu te uscuie în mod constant. Eu bine, na, noi pe acasă, sănătoși, uite, am trecut cu bine, a, da, ok, bine, ceau, ceau. Și eu am rămas așa, atât? N-au vrut nimic de la mine? Și mi-am dat seama că am avut o concepție greșită cu privire la oameni, că sunt profitabili. Și totodată am văzut în el inima asta de păstor, faptul că Dumnezeu îi pune pe inimă să caute oamenii și oameni, chiar dacă el în biserică nu e un predicator, nu e un orator atât de bun, nu știe să explice lucrurile atât de bine, însă te poți apropia foarte bine de el, pentru că știe să se apropie de tine, știe să se raporteze la tine din nou. Iară, când am fost cu Sela, am avut un prezbiter care timp de 2 săptămâni m-a sunat în fiecare zi. Adică să-ți faci timp și vorbeam și câte 20 de minute cu el. Da? Și omul ăsta are familie, are afaceri, are chestii pe cap, dar vezi, ai văzut în el inima asta de păstor și nu numai cu mine, am văzut-o la el cu mult mai multe persoane care eram de față când le căuta, întreba de ele, era interesat de viața lor, pentru că asta e inima unui păstor. Și totodată, revenind, da, Iisus este păstorul nostru, luăm exemplul ăsta de la el, dar un păstor nu numai că caută, îi învață pe alții cum să-i caute pe oameni. Și asta cumva ar trebui să facă un păstor. Și eu cred că dacă am înțelege bine treaba asta, într-o biserică de 100 de oameni, păstorul bisericii să formeze 5 oameni cum să-i caute alți 20 din biserică ar fi o treabă foarte eficientă și biserica ar fi foarte sănătoasă. Adică să delegi oameni, nu numai să-i spui, uite, du-te tu, te ocupi de oamenii ăia, învață-mă cum să fac asta. Văd că tu faci lucrurile astea foarte bine, învață-mă și pe mine cum să mă ocup de oamenii ăștia. Dacă vezi în mine chemarea asta de a conduce, dacă vezi în mine chemarea asta de a-i strânge pe oameni lângă mine, învață-mă și pe mine, pentru că nu am făcut niciodată treaba asta. Și asta este însărcinarea unui păstor, să învețe pe alții cum să păstorească și ei. Apoi, un ultim aspect pe care Pavel îl enunțează este cel de învățător. Învățătorul de obicei este cel mai subminat, chiar că este pus și ultimul, adică dacă Pavel a spus așa, luăm ierarhic, nu? Primul, da, cu degetul mic, dar ideea e că degetul mic intră pe unde nu poate intra degetul mare. Termenul de învățător în limba greacă, didaskalos, de unde provine în română termenul de didactic, a fi un învățător, a fi unul care predă, adică cel care învață despre lucrurile lui Dumnezeu și îndatoririle omului. Adică noi nu ne raportăm la un învățător, vine, expune doar lucrurile din Scriptură și atât. Nu. Îmi expune Scriptura, dar și îndatoririle mele sau modul în care eu îmi pot raporta Scriptura în contextul în care eu mă aflu. Și un aspect foarte interesant la învățător este că el știe să explice lucrurile foarte bine. Adică știe să-ți aducă sau intră în profunzime ale Scripturii, merge în context, ia lucrurile așa cum încearcă să meargă mult în original, poate să ia lucrurile în context, nu doar să se raporteze la un verset, ci să meargă pe larg la contextul Scripturii. Și deseori treaba asta a învățătorului pare de multe ori poate plictisitoare. Adică învățătorii în sine, prin faptul că ei pledează pentru predicare expozitivă, pentru predicarea a unui text pe larg, pot părea plictisitor pentru că ei aduc învățătură, ei aduc multă informație. Însă, din punctul meu de vedere, ei aduc un echilibru foarte important în transmiterea doctrinei bisericii. Adică un învățător care este recunoscut în biserică o să aducă întotdeauna un echilibru bun. Pentru că învățătorul știe să explice doctrina, știe să explice lucrurile din punct de vedere biblic, cum au fost creat, cum au înțeles atunci, cum s-au transpus învățăturile până în momentul nostru de azi, cum înțelegem noi în contextul în care ne aflăm. Și dacă te uiți în Scriptură, o să vezi învățători. De exemplu, în Fapte 13 cu 1, chiar vreau să citesc puțin asta, versetul ăsta, care vorbește despre în biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Și acum ei numere: Barnaba, Simon, numit Niger, Lucio din Cerna, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, și Saul. Deci erau învățători. Biblia ne spune că
Atunci în Antiohia, atunci în biserica primară, erau învățători. De asemenea, Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, vezi, caută oameni care să învețe. Învață-i tu, care să învețe pe alții, care ei la rândul lor să învețe pe alții. Deci aici vedem foarte clar principiul acesta care îl trebuie aplicat la fiecare oficiu al apostolului, profetului, evanghelistului, păstorului și învățătorului, ca el să învețe pe alții Scriptura, ca oamenii aceștia la rândul lor să știe cum să învețe Scripturile, cum să le înțeleagă. Adică nu le transmit eu informație scripturală doar ca să le umplu capul, să le arăt eu cât de bine am intrat în profunzimile Scripturii, cum vorbesc eu despre eclesiologie sau despre anumite lucruri care le găsesc în Scriptură profunde, nu, ci învăț pe oameni cum ei pot să pătrundă Scripturile. Și practic asta face un învățător și este foarte bine dacă este recunoscut în biserică. De multe ori, învățătorul nu este recunoscut în biserică pentru că treaba asta o face păstorul. Dar de cele mai multe ori, păstorul nu o să poată să facă treaba eficient așa cum o face un învățător. Și eu o să zic de ce. Pentru că dacă ești un păstor chemat, o să trebuiască să te îngrijești de oameni, să-i cauți, să-i consiliezi, să le fii aproape, să mergi la casele lor. Poate ai unul mai bolnav, te duci și trebuie să-l tragi după tine, să-l cari în spate. Când mai e timp să intri în profunzimile Scripturii, să stai ore întregi să studiezi și să cauți doctrina, să cauți efectiv lucrurile adânci care Dumnezeu le-a transmis din punct de vedere al Logosului, al Cuvântului Dumnezeu. O să ai timp, dar limitat. Și nu o să poți să faci treaba eficient. În schimb, când un păstor își recunoaște în biserică un învățător, poate aduce un echilibru și o sănătate bună în biserica lui. Dar ca la celelalte funcții, păstorul nu doar explică scripturile, ci învață pe oameni cum să învețe scripturile. Cam atât pentru slujbele astea. Așa închei prin faptul a zice că toate oficiile respective pe care Pavel le spune au scopul de a sluji, de a crea și de a aduce o zidire trupului Hristos, de a aduce o edificare trupului Hristos, de a echipa sfinții pentru activitatea de slujire. Noi în Cornilescu avem, de exemplu, versetul 12, pentru desăvârșirea sfinților, virgulă, în vederea lucrării de slujire și credem că funcțiile astea sunt date pentru desăvârșirea sfinților, după aia pentru slujire. Nu. În limba greacă nu este nicio semn de punctuație, ci lucrurile sunt liniare. Adică, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Adică mă desăvârșesc în vederea lucrării de slujire, mă perfecționez, merg în standardul lui Dumnezeu pentru a sluji eficient, ca să zidesc trupul lui Iisus Hristos. Adică nu luăm segmentat lucrurile, ci le luăm în unanimitate, pentru că scopul e să slujim împărăția lui Dumnezeu și să ne asemănăm tot mai mult cu Hristos. De aia Dumnezeu i-a lăsat pe unii, ca să ne echipeze, ca să putem dezvolta comunitatea în mod armonios, ca această comunitate să ajungă la o unitate a credinței în cunoașterea Fiului lui Dumnezeu, ca să fim stabili în învățătură, să nu fim purtați de orice vânt de învățătură, plutind încoace și încolo, așa cum bate vântul, nu, ci noi suntem stabili, noi avem o ancoră și știm că dacă vin valuri ale învățăturii, noi ne ancorăm, noi ne punem ancora și stăm într-un loc, pentru că știm că asta este standardul după care ne raportăm. Iar treaba asta se întâmplă cel mai bine atunci când biserica funcționează în toate oficiile, pentru că în fiecare categorie poți vedea plusurile pe care le poate aduce fiecare chemare și fiecare oficiu pe care Dumnezeu l-a lăsat aici în Efeseni 4. Amin. Amen. Ok, deci fiecare în parte, da, are aceeași responsabilitate, echipează trupul. O zis Cosmin, apostolul, dacă e să ne uităm la el să-l definim printr-un cuvânt, ar fi obiective, rezultate, viziune, ok? Profetul, spokesman, un vorbitor care Vorbitor, vorbește din da, partea lui Dumnezeu, inspirat. transmite cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelistul e cel mai lung, da? Ăsta e de obicei. El ajunge Da. la toți oamenii primul. Așa e. E primul, ajunge la toți oamenii. El e mesagerul. El duce mesajul Evangheliei. Păstorul
poartă inelul, da? El e logodit cu biserica. El e păstorul. Și învățătorul ajunge acolo unde nu ajunge altcineva, adică în urechile oamenilor. Așa. Da. Ok. Atât pentru acum. Urmează să avem o sesiune de întrebări și răspunsuri. Dacă aveți întrebări, așteptăm întrebările voastre. Deci,